Apocalipsa, de data aceasta, capitolul 10 și 11. Nu știu ce gândiți dumneavoastră pe măsură ce noi, capitol după capitol, ne oprim în această carte și apoi, de-a lungul săptămânii, suntem bombardați cu tot felul de vești care vin. Și nu de puține ori, cei din mass media, pentru a amplifica cumva ceea ce vor să transmită, vor folosi cuvântul acesta apocaliptic. Sigur, te uiți în Orientul Mijlociu care fierbe, lângă noi, aici în Ucraina, unde durerea este greu de uh, articulat. Te uiți la familiile care traversează perioade dramatice și te întrebi unde suntem în apocalipsa, nu-i așa? Mi-amintesc că atunci când eram tânăr, m-am apucat să citesc Apocalipsa cu gândul acesta. Vreau să descoper unde suntem noi și mai vreau să descoper și unde e răpirea bisericii. N-am descoperit niciuna, nici alta. Nu m-am priceput, nici acum nu mă pricep ca să nu creez așteptări, știu eu, false pentru audiența de astăzi. Liniștea de dinaintea ultimei trompete, când cea din urmă trâmbi să va răsuna istoria umanității, taina lui Dumnezeu se va sfârși. Am asistat până acum la ruperea celor șapte peceți care n-au făcut altceva decât să ne dea posibilitatea să ne uităm la istoria lumii. Și în timpul acesta am văzut că o pătrime, 25% din tot ceea ce reprezintă Pământul este afectat. Am văzut șapte trâmbițe și efectul acestor a fost că o treime din Pământ a fost afectat. Observați, cazul crește de la 1 pe 4 la 1 pe 3 și vor urma, în următoarele capitole, șapte potire. Am avut o paranteză între pecetea a șasea și pecetea a șaptea și cel a fost momentul în care am realizat că Dumnezeu creează un spațiu în istoria umanității pentru ca cei mântuiți să primească pecetea lui Dumnezeu. Interesant este că Pecetea aceasta, ne anunță, spațiul dintre cele două pecete dintre a șasea și a șaptea, ne anunță că un număr finit dintre iudei sunt pecetluiți, 144 de Este un număr care ne se spune acolo. Și apoi o gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice seminție, din orice limbă, din orice neam care vor face parte din cei care în perioada aceasta a Harului, din perioada bisericii primesc pecetea lui Dumnezeu. Când se rupe pecetea șaptea, dacă vă uitați și în schema aceasta, pornesc cele șapte trâmbițe. De fapt, în pecetea șaptea sunt conținute. Dar înainte de trâmbița a șaptea, din nou se creează o paranteză, și ne se face invitația de a participa la împlinirea planului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Iar când ultima trâmbiță se va suna, vor porni cele șapte urgii care vor curge din cele șapte potire ale lui Dumnezeu. Istoria umanității se încheie. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, taina lui Dumnezeu mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, primele șapte versete din capitolul 10. Paranteza aceasta, pe care o vedem chiar acum, în ceea ce urmează să citim, capitolul 10 și 11, e deosebit de complicată. Eu nu am pretenția că o să vă prezint dumneavoastră ceva care este... Uh, exhaustiv, e final. Îngăduiți-mi să încerc împreună cu dumneavoastră să descifrez ceva din capitolele acestea. Pentru început, aș vrea să vă invit să deschideți Bibliile și haideți să citim, începând cu versetul 1. Apoi, am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care îmi zicea, pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Așa se face că aici se așterne tăcere. Sau poate fi o împingere a lucrurilor care urmau să se întâmple pentru a se oferi încă o dată har pământenilor. Și acum aș vrea să continuăm. Anunțul Îngerului din versetul 5 până la versetul 7. Și Îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ. Și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecelor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Anunțul acestui înger comunică încheierea tainei lui Dumnezeu, a planului de mântuire în Hristos. Taina lui Dumnezeu după vestea aceasta cum o descrie textul nostru înseamnă tocmai evanghelia. Taina aceasta descoperită în evanghelie urmează să se sfârșească. Dar vestirea acestei taine începe din prima carte a Bibliei, din Geneza, capitolul 3, versetul 15, unde pentru prima dată Dumnezeu face promisiunea că sămânța Femeii care l-aveam vedere pe Hristosul care urma să vină, va zdrobi capul șarpelui. Apoi ea continuă cu alegerea lui Avram, scos de undeva din iracul de astăzi, Geneza, capitolul 12, versetul 3, mutat în Canaan și Dumnezeu spune din tine, din Avram, vreau să fac un neam mare care va fi o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Profeții Vechiului Testament, de-a lungul timpului, reiau această veste și în diverse forme o transmit. Spre exemplu, Isaia, capitolul 53, cu aproximativ 700 de ani înainte de a se naște în lumea noastră Mântuitorul, prevestește venirea lui, moartea lui, ca apoi prin jertfa pe care el o va aduce să răscumpere pe mulți oameni. Interesant ce gândeau cei din Vechiul Testament. Iată cum descrie Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 până la 12. Prorocii care au prorocit despre harul care, era, care vă era păstrat vouă, adică bisericii lui Hristos, celor de după moartea lui Hristos, au făcut din mântuirea aceasta ținta căutărilor, cercetărilor și căutărilor, căutărilor, stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava care avea să fie, de care avea să fie urmate. Lor, acestor profeți din Vechiul Testament, le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propăvăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Sublinează aici cuvântul Evanghelia, vestea bună despre care spune textul nostru din Apocalipsa, ceea ce au propovăduit chiar și cei din Vechiul Testament, având în vedere venirea Mântuitorului nostru. Dar această taină ne-a fost descoperită și iată cum o citim, spre exemplu, în Efeseni, capitolul 1, versetul 9 și apoi versetul 10. Căci a binevoit, să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Taina lui Dumnezeu care urmează să se sfârșească când va suna cea de-a șaptea trâmbiță este, de fapt, planul de mântuire al omului prin jertfa Domnului Isus Hristos. Plan care a fost pregătit din veșnicie înainte de creerea timpului și spațiului, anunțat de Dumnezeu în Geneza 3 cu 15, și care se finalizează când va suna cea de a șaptea trâmbiță, și anticipând puțin lucrurile, vă invit să vă uitați la capitolul 11 din Apocalipsa, versetele 15 până la 17. Iată ce se întâmplă când sună ultima trâmbiță. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule a tot puternice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mântuiseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe toți cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Întrebarea care este în mintea celor mai mulți dintre noi este când se va întâmpla treaba asta? Dumneavoastră știți? Dacă nu știți, înseamnă că n-ați ascultat niște predicatori luștri care știu. Ăștia se pricep foarte bine. Ăștia ne spun în fiecare zi ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple. Dragii mei, nu știm, pentru că versetul 3 ne spunea că atunci când cele șapte tunete, prin glasul lor, comunicau detalii cu privire la acest lucru, Dumnezeu i-a spus lui Ioan, sigilează-le pe acestea. Nu ne-a fost îngăduit să știm aceste detalii. Ceea ce știm este că ultima trâmbiță. La ultimul sunet de trâmbiță se încheie istoria mântuirii. Nu știm când s-a întâmplat, cum, când se vor întâmpla acestea, dar suntem curioși, precum ucenicii Mântuitorului, care ar vrea să știe și ei, Doamne, când se vor întâmpla toate acestea. Iar Isus a spus despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și ironic spun eu, și câțiva profeți și predicatori contemporani. Trâmbița a șaptea urma să anunțe împlinirea acestui plan Sfârșitul istoriei mântuirii. Îi pecetluită, nu ni se permite să cunoaștem detalii, rămâne o taină. Dar până atunci, Ioan primește o dublă misiune. Prima, foarte grea, este să anunțe pediapsa care urma să vină peste Israel. Și cea de-a doua misiune pe care o primește Ioan este să prorocească pentru neamuri. Și iată cum sună misiunea lui. De la versetul 8 până la 11 din capitolul 10 și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis Dute, de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-a zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărății. O misiune dublă, una pentru iudei, una pentru neamuri sau pentru neiudei. Una e dulce, cealaltă e amară. Domnul Iisus, înainte de a se înălța la cer, a dat mandatul Marei Trimiteri, ucenicilor săi. Printre cei care au primit acest mandat, era și Ioan, autorul acestei epistole. Și atât cum sună această Mare Trimitere. Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Toată puterea, zice Iisus, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acesta este mandatul pe care l-a primit Ioan când Hristos a înălțat la cer. Dar iată frământarea ucenicilor, faptele apostolilor, capitolul 6, capitolul 1, de la versetul 6 până la 8. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Și Domnul Isus le spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acelea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Da, vedeți, mărturia aceasta trebuia întâi să fie pentru iudei, Ierusalim și Iudeia, și apoi pentru neamuri, începând cu Samaria și până la marginile lumii. Și Dumnezeu îi spune lui Ioan, Ioan, trebuie să mai prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Pântecele lui Ioan s-au umplut de amărăciune. Pentru că mesajul lui era un mesaj de pedeapsă pentru Israel. Și în timp ce pentru evrei era rostirea judecății lui Dumnezeu, pentru neamuri era o veste bună, adică Evanghelia. Și aici se încheie o primă etapă a desfășurării planului mântuirii lui Dumnezeu. Și se trece la următoarea etapă. De unde știm noi că Ioan avea de spus o pedeapsă pentru Israel? Păi o să citim imediat capitolul 11. Și în primele dou două versete, despre pedeapsa lui Israel este vorba. Apoi în același capitol 11, de la versetul 3 până la 14, suntem aruncați în, vremuri, în vremurile escatologice, ale sfârșitului. Că apoi de la versetul 15 până la 18, să asistăm la sfârșitul tainei lui Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. Măsurarea templului. Apocalipsa, capitolul 11, de la versetul 1 la 2, sau pedepsirea lui Israel. Haideți să citim aceste două versete. Apoi mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul, și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului, lasă o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Observați, Ioan are o dublă misiune, să măsoare ceva și ceva să rămână nemăsurat. Ni se spune că tot ceea ce rămâne nemăsurat, va fi pentru nimicire, pentru a fi călcat în picioare de neamuri. Tot ceea ce trebuia măsurat, trebuia protejat. Trebuia ca pe acel ceva să se zidească în continuare. Dragii mei, Iisus ne-a spus că atunci când sarea își pierde gustul, nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată și călcată în picioare. Când Ierusalimul, când neamul acesta a ales cândva de Dumnezeu prin Avram să fie o mărturie printre toate neamurile și a pierdut rolul de sare a pământului, nu mai rămâne decât să fie aruncată. Trei ani și jumătate, adică 42 de luni, Ierusalimul va fi înconjurat de oștile romane. Ca în anul 70, sub conducerea lui Titus, Ierusalimul să cadă. Ce trebuia să fie măsurat? Păi când te uiți aici, trebuia templul lui Dumnezeu, altarul și cei ce se închină. Asta trebuie măsurate. Templul nu putea fi în exprimarea de aici clădirea din Ierusalim pentru că Domnul Isus cu 40 de ani în urmă spusese că templul s-a transformat într-o peșteră de tâlhari. Și tot el a spus, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Planul lui Dumnezeu a ajuns la punctul în care Dumnezeu s-a mutat de la templul făcut din pietre, cel pe care trebuia să-l rezidească Zorobabel, la templu din pietre vii, cel care se zidește în perioada Bisericii lui Hristos și la care Ioan este chemat să participe. În templul acesta nou, în templul acesta spiritual, Dumnezeu vine să locuiască acum. Curtea de afară, Sfânta Cetate, reprezintă religia apostată. Deci biserica lui Hristos, noul templu al lui Dumnezeu, noul Israel, acesta trebuia păstrat. Pentru că pe el trebuia zidit în continuare. Iar Israel, amintiți-vă ce au cerut iudeii în vinerea mare. Atunci când Hristos, care era Dumnezeu întrupat în lumea noastră, lua păcatele lumii întregi asupra Lui. Când prin sângele Lui urma să curățească de păcat generații după generații. Vă amintiți ce au spus iudeii? Sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor, copiilor noștri și toată vinovăția și toată durerea umanității care cădea pe Hristos. Evrei au cerut, din păcate, să cadă asupra lor. Ce groaznic moment în istoria noastră. Ei bine, Israelul urma să plătească acum pentru sângele pe care l-a chemat asupra capului lor și asupra copiilor lor înainte de răstignirea lui Hristos, ei sunt cei care au refuzat mesajul lui Hristos. Nu uitați, ucenici au fost trimiși să ducă Evanghelia, să prorocească printre neamuri începând din Ierusalim, din Iudeia, dar nu doar acolo, Evanghelia trebuia dusă până la marginile lumii. Evanghelia trebuia propovăduită iudeilor, dar apoi grecilor. Dar pedeapsa întâi vine peste iudei și apoi peste greci. Pentru că, nu uitați, cui i se dă mult, îi se cere mult. Vă amintiți de pilda, talanți, pilda scuzați-mă, nunții fiului de împărat, Matei, capitolul 22? Acolo îl găsim pe Domnul Isus care ilustrează foarte bine tabloul acesta. El spune așa. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să-i cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar ei n-au vrut să vină. Cei poftiți la nuntă reprezintă pe poporul lui Israel. Cei care l-au primit pe Mesia în, după trup, lor li s-a oferit pentru prima dată Evanghelia. Iată cum continuă pilda. A trimis iarăși alți rob și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit-o spățul, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Cu alte cuvinte, nunta mielului este o prezentare spirituală. Noi, de multe ori, suntem prea preocupați cu lucrurile astea materiale, cu afacerile noastre, cu holdele noastre, cu creșterea copiilor noștri și undeva în fundal se aude chemarea lui Dumnezeu, dar rămâne undeva departe. Urmăriți mai departe pilda Mântuitorului ceilalți au pus mâna pe robi, robi ăștia care duceau mesajul, veniți la nuntă, și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Apoi a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți nu au fost vrednici de ea. Duceți-vă la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți cei pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânt, au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni și răi. Și odai au spățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Dragii mei, dumneavoastră observați cele două etape? I-a trimis pe robii săi la ai săi. Și aceștia au refuzat. Și împăratul este pe punctul de a chema oștile ca să-i nimicească pe aceștia și să le ardă cetatea. Dar lucrurile nu se opresc acolo. Robii sunt trimiși la răspântiile drumurilor să-i cheme pe toți, bun și răi, la împărăția sa. Înțelegeți, în capitolul 11 din Apocalipsa, Curtea Templului, nu este măsurată. Templul este măsurat. Este lăsată de izbeliște curtea aceea. Iată cum spune Mântuitorul: În timp ce intră în Ierusalim, în ziua de flori, călare pe mânzul unei măgărițe, în deschiderea săptămânii patimilor. Matei, capitolul 23, versetele 37 până la 39. Ierusalime, Ierusalime care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dacă ar fi să citim în toate Evangheliile momentul acesta, spune că Iisus a plâns, s-a zguduit în fața realității privind ce urma să se întâmple Ierusalimului. Când a spus, vei fi înconjurat de oști, vor fi săpate șansuri, zidurile îți vor fi dărâmate și nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Și în timp ce Dumnezeu rostește judecată și pântecele lui Ioan sunt pline de durere, de amărăciune, mesajul continuă și Dumnezeu îi spune, Ioan, tu trebuie, versetul 11 din capitolul 10, tu trebuie să prorocești la multe neamuri, noroa de limbi și împărați. Și asta e perioada în care Evanghelia Domnului Isus Hristos în această paranteză se predică. Urmează probabil cea mai dificilă parte de interpretat. Cei doi martori. Apocalipsa capitolul 11 de la versetul 13 de la versetul 3 până la 14, vremurile escatologice sau vremurile sfârșitului. Haideți să citim pentru început prim, versetul 3 și 4. Voi da celor doi mart martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. 42 de săptămâni dacă faceți o mică socoteală. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Împăratului sfeșnice, măslini. Vă sună cunoscută, vă, sunt cunoscute expresiile astea? Nu le-am găsit cumva în cartea pe care o citim la timpul nostru de părtășie acum Zaharia? Vă amintiți de capitolul 4 din Zaharia? De la versetul 1 până la versetul 5, Zaharia vede ceva. Vede un sfeșnic cu șapte brațe, toate din, totul din aur. Vede un vas cu un de lemn, apoi șapte candele și între ele șapte țevi care aduc unde lemnul, doi măslini. Cu alte cuvinte, Ioan, ă, Zaharia vede ceva, vede niște obiecte. Ce înseamnă asta, Zaharia, înțelegi? Nu, Doamne. Este ce așteaptă în cazul acesta să spună îngerul. Ascultă! Sfeșnicul înseamnă cutare, Vasul cu un de lemn înseamnă cu tare lucru. Cele șapte țevi, cele șapte candele, cei doi măslini înseamnă cu tare și cu tare. Foarte interesant. Când îngerul îi tălmăcește, folosește alte cuvinte. Cu alte cuvinte, te mută din planul acesta fizic în care vezi realitatea aceasta într-o altă realitate și printr-o altă imagine vine să comunice un mesaj. Așa că nu trebuie să luăm ce-o fi sfeșnicul și brațele și vasul de aur și așa mai departe. Citesc acum interpretarea lui Dumnezeu pentru Zaharia. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis Acesta este cuvântul către Zorobabel. Fac aici o mică paranteză, Zorobabel este cel care conduce pe evrei care se întorc din exilul babilonian și se va ocupa de refacerea templului, reconstruirea templului. Și sună alți astfel, continui versetul 6, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice domnul oștirilor cu alte cuvinte țevile și sfeșnicul și vasul de aur și cei doi măslin și toate elementele care sunt acolo în loc să le vezi interpretate într un mod alegoric ci se spune că asta înseamnă că Zorobabel va primi de la Domnul de la Duhul Sfânt putere ca să împlinească misiunea care a fost încredințată de reconstruirea a templului. Cam așa stau lucrurile și aici în Apocalipsa. Cam tot la fel se spune că în vremea aceasta a sfârșitului lucrarea lui Dumnezeu nu se va face prin înțelepciunea și puterea oamenilor, ci prin tărie și prin Duhul lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem un pic în istorie. În anul 586 înainte de Hristos, templul de la Ierusalim este dărâmat. Iuda pleacă pentru 70 de ani în robia babiloniană. Dar și Imperiul Babil Babilonian va cădea în anul 539 înainte de Hristos. Și Dumnezeu ridică un alt imperiu, Imperiul Medopersan. Și prin Cirus, Dumnezeu dă un decret ca evreii să se întoarcă acasă și să reconstruiască templu. Primul val de repatriați este condus de Zorobabel. Ajung acasă, văd templul în ruine, încep să plângă, se adună evrei împreună și zidesc altarul, unul dintre elementele templului. Dar cealaltă parte rămâne în ruine. Încep să aducă jertfe, și după zidirea altarului vor trece 18 ani, timp în care casa lui Dumnezeu rămâne în ruine. Și în timpul acesta Dumnezeu ridică pe profetul Hagai și le spune De când a venit vremea ca voi să vă construiți case căptușite cu uh, lemn? Nu vedeți că semănați mult și se cerați puțin? Nu vedeți că strângeți și parcă puneți într-o pungă goală? N-ar trebui să fie prioritatea voastră rezidirea casei Domnului? Dar Dumnezeu îl ridică și pe Zaharia, un alt profet, exact în aceeași perioadă. Și prin Zaharia vine cu cuvinte de încurajare. Acesta este cuvântul Domnului pentru Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice domnul oștirilor, interpretarea nu trebuie să o dau eu. O dă chiar îngerul pe care trebuie să-l credem. Ioan își concentrează, își cumva zidește textul pe revelația lui Zaharia ca să ne ofere posibilitatea să putem interpreta prin profetul Zaharia. Dar Zorobabel are o lucrare grea de făcut, rezidirea templului. Da, Ioan, Ioan are de comunicat ceva foarte important. Zidirea în continuare, dar nu a templului din pietre, ci a templului spiritual. Hristos este temelia acestui templu și piata din capul unghiului este Hristos. 144 de mii dintre iudei sunt pecetluiți. Și acum trebuie continuat templu cu oameni din orice seminție, din orice neam, de orice limbă și Harul lui Dumnezeu a venit peste noi neamurile. Cei doi martori. Hai să zăbovim o clipă lângă cei doi măslini sau robi sau martori, cum sunt descriși aici. Foarte interesant. Când te uiți la puterea cu care ei operează, cumva se duce gândul la Vechiul Testament la doi oameni de acolo. Haideți să citim versetul 5. Dacă umblă cineva să le facă rău, celor doi martori le iese din gură un foc care mistuie pe vrășmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Cei doi de aici seamănă foarte bine cu Moise și Ilie. Vă amintiți când pe Muntele Transfigurării Mântuitorul este cu trei dintre ucenicii săi? Cine îi se arată Mântuitorului? Moise și Ilie, care vorbesc cu Mântuitorul despre împărăția lui Dumnezeu. Prin semnele pe care le fac cei doi martori sunt asociați cu Moise și Ilie. Ei au avut niște dușman pe care au trebuit să-i confrunte în timpul vieții și slujirii lor. Moise a avut un sistem politic și religios păgân pe care l-a găsit în Egipt, pe care trebuie să-l confrunte. Ilie are de înfruntat sistemul religios apostat al lui Israel. Și, dragii mei, împotriva Bisericii lui Hristos, aceleași forțe vin și astăzi într-un mod combinat. Cine l-a răstignit pe Hristos? Forța politică de atunci, romanii, dar cine l-a dat în mâinile romanilor pe Hristos? Liderii religioși, iudei, cei care au ajuns să nu mai trăiască credința pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și iată că religia apostată a lui Israel, împreună cu puterea politică a lumii de atunci, fac corp comun împotriva lui Hristos. Dar fariseii, cărturarii sunt cei care sunt liderii spirituale lui Israel, dar care l-au părăsit pe Dumnezeu de mult timp. Citiți faptele apostolilor și n-ai cum să nu vezi acolo cum iudeii apostați și romanii, forța religioasă apostată și cea politică, Bornesc prigoana împotriva Bisericii lui Hristos. Observați cele două forțe, dușmanii pe care trebuie să-i confrunte Moise și Ilie, combinați aici împotriva Bisericii. Vom face cunoștință cu ei într-o formă mult mai agresivă în capitolul 13 din Apocalipsa. Dar acum, haideți să ne întoarcem la capitolul 11, versetul 7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va birui și va omorâ. Și te întrebi unde e Dumnezeu în toată ecuația asta? Doamne, unde e puterea ta cea mare ca să izbăvești pe cei doi martori ai tăi? Răspunsul este exact acolo unde era atunci când Fiul lui Dumnezeu murea pe cruce. Care a îngăduit ca Mântuitorul nostru să moară în locul nostru. Întrebarea este, va putea face ceva fiara, ceva înainte să-și fi sfârșit robii aceștia lucrarea? Răspunsul este nu. Cât timp robii aceștia împlinesc voia lui Dumnezeu, fiara este lipsită de putere. Haideți să citim acum versetele 8 până la 13. Și trupurile lor moarte, vor zăcea în piața cetății cele mari, care în sens duhovnicesc se cheamă Sodoma și Gomora, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice noroc, din orice seminție, de orice limbă, din orice neam, vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura, se vor veseli de ei și își vor trimite darul unii altora pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, s-a ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe toți cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas care le-a zis, care le zicea, suiți-vă aici. Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrășmașii lor nu i-au mai văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cu tremur de pământ și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși de cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Dragii mei, eu nu știu să vă interpretez fiecare detaliu de aici. Îmi recunosc limitarea mea. Nu știu dacă ceea ce citesc aici este ceva ce se întâmplă de-a lungul întregii istorii abisericii sau dacă nu cumva va fi ceva care se va întâmpla undeva spre sfârșitul umanității. Unii îl așteaptă pe Moise și Ilie ca să se întoarcă. Alții spun că ar trebui să vină Ilie și Enoch care au fost răpiți la cer. Sau, unii spun, doi creștini împuterniciți de Dumnezeu. S-ar putea să fie așa. Dar nu uitați, mesajul lor este în contextul în care Dumnezeu vine și spune că noi avem o misiune prin Ioan vestită de a zidi templul lui Dumnezeu. Dar Ierusalimul Ierusalimul a căzut în anul 70. În anul 135 Întreg Ierusalimul este arat, numele țării este schimbat în Palestina și până la Constantin cel Mare nici unui evreu nu îi se mai dă voie să calce acolo. 2000 de ani fără țară acest popor. De a mea în 1948 va fi din nou constituit statul Israel. Sfârșitul sau ultimul -ă, sunet de trâmbiță va veni atunci când Evanghelia aceasta a Domnului nostru Isus Hristos, taina lui Dumnezeu, va fi propovăduită până la marginea lumii. Știți cum spunea Isus? Atunci va veni sfârșitul. Dragul meu care pierzi timp cu unii care vor să spună când va veni sfârșitul, în ce an și cum se va întâmpla, ascultă-L pe Isus care spune nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Mai dați-le un ignor la toți ăștia care vă chinuie mințile cu tot felul de pronosticuri. Treaba voastră, a noastră, este să predicăm Evanghelia, pentru că oamenii au un suflet care trebuie mântuit. Și Isus a spus și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Înțelegeți dumneavoastră cât este de valoros sufletul omului? pentru sufletul lui, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos să moară la cruce. asta e treaba mea și treaba ta în perioada asta. Nu când va veni și de unde va veni și cum se va întâmpla. Uitați-vă câtă groază bagă toate evenimentele astea din jurul nostru în omenire. Nu-i cazul să adăugăm și noi atâta durere și nesiguranță omenirii. Sarcina noastră este să predicăm Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Doamne ajută-ne! Problema nu este când va veni sfârșitul, ci problema este dacă eu și cu tine ne vom împlini mandatul pe care Dumnezeu ne-l-a dat. În așa fel încât să putem spune Maranata, care înseamnă vino Doamne Iisuse. Asta e provocarea pe care ne-o dă textul acesta. Atâta vreme cât lucrăm la zidirea templului lui Dumnezeu, vom avea garanția protecției și a resurselor lui Dumnezeu așa cum le-a văzut și le-a primit Ioan. Iată sfârșitul. Ultima parte a capitolului 11, începând cu versetul 15. Îngerul la șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri. Glasuri puternice care ziceau, Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui. Și au zis, îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna ta pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, proroci, pe sfinti și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Două lucruri pe care aș vrea să le reținem în încheiere. Am primit în paranteza aceasta care s-a creat între trâmbița a șasea și a șaptea, menirea ca acea cărticică pe care o avea în mâna sa deschisă de data aceasta, adică poate fi citită îngerul acela puternic, acel mesajul acelei cărți să-l ducem până la margine lumii. Cei din familia noastră au nevoie să audă vestea lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe păcătoși și Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și noi ar trebui ca împreună cu Dumnezeu să lucrăm ca această Evanghelie să ajungă la orice suflet. Începând cu cei din casa noastră, cu prietenii noștri, cu rudele noastre, cu toți cei cu care Dumnezeu ne aduce în contact. Pentru că nu uitați, Apostolul Petru predică iudeilor de data asta, în ziua cinzecimii, în Ierusalim, sunt mii de oameni acolo. Și el zice în Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu versetul 12, căci nu este sub ceruri nici un alt nume în care oamenii pot fi mântuiți. Dar și pentru iudei și pentru neiudei este o singură soluție și anume numele Domnului nostru Isus Hristos. Unii așteaptă rezidirea templului din Ierusalim. Sunt foarte încântați. Fac calcule, măsurători, cum se vor aduce jertfe. Dragii mei, nu vreau să dezamăgesc pe, pe, nimeni. Nu mă interesează absolut deloc rezidirea templului de Ierusalim și dacă acest lucru se va întâmpla, va fi o acțiune pur politică, dar nu va avea nu va fi parte a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, pentru că și iudeii, și romanii, și libanezii, și bulgarii, și românii au un singur mod în care pot fi mântuiți și acesta este credința în Domnul Isus Hristos. Dacă cineva și imaginează că se va putea întoarce la legile vechi testamentare, la jertfele vechiului testament, îl încurajez să citească epistola către evrei, unde apost, autorul epistolei ne spune că într-o astfel de situație îl răstignim pe Hristos a doua oară, dar Hristos a murit o singură dată pentru păcatele noastre, a înviat dintre cei morți s-a înălțat la cer și acum șa de la dreapta lui Dumnezeu și într-o zi când cea din urmă trâmbiță va răsuna, iată ce se va întâmpla. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51 până la 54. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință pentru că Hristosul nostru cu moartea sa a călcat pe moarte și el a spus că oricine crede în el nu va muri niciodată. Slăvi să fie Domnul nostru! Asta e ce aștept eu. Sper să așteptați și dumneavoastră. Cea din urmă trâmbiță, momentul acesta glorios când împărăția va fi dată în mâinile Fiului lui Dumnezeu, Fiului lui Hristos. Până atunci, până atunci facem repetiții aici. Ne adunăm și un crâmpei din ceea ce urmează să se întâmple ne este dat. Și crâmpeiul acela ne face să aducem închinarea noastră Așa că două lucruri, invit aici echipa de laudă și închinare, două lucruri cu care vreau să concluzionez. Avem o treabă serioasă de făcut. Nu vremurile și soroacele, ci cărticica deschisă pentru orice neam, pentru orice limbă, pentru orice popor, trebuie propăvăduită. Și apoi anticipăm ziua când, într-adevăr, cea din urmă, trâmbița lui Dumnezeu va suna. Morții, mari și mici, bărbați și femei, ne contând în ce circumstanțe au trecut din viața aceasta, vom învia. Unii vor învia pentru viață, iar alții pentru pedeapsă veșnică. Întrebarea care ar trebui să ne intereseze cel mai mult pentru noi, pe oricine de aici, eu cum voi învia? Ușa e deschisă, Evanghelia e deschisă și încă se predică. Asta înseamnă că în această paranteză, când Dumnezeu parcă împinge sunetul celei de-a șaptea trompetă, o face pentru că vrea ca și tu să fii mântuit, și tu să primești iertarea păcatelor, și tu să fii eliberat de trecutul tău, pentru că în sângele lui Isus Hristos este iertare pentru orice păcătos. Domnul vă cheamă la El, El vă iubește, El vrea să vă îmbrățișeze. Și să vă dea perspectiva lui. Doamne ajută! Haideți ridicați pe picioare, să anticipăm ceva din frumusețea cerului. Și să cântăm împreună despre victoria de plină pe care a adus-o Hristos, Domnul nostru.